multă tensiune, prea multă energie consumată pe abordări periferice și fără substanță și prea puțină care să ne aducă un beneficiu. Faptul că ne întâlnim 2, 3, 5 oameni de afaceri, eu din întâlnirea cu un om de afaceri întotdeauna câștig câte ceva. Și ieri, în întâlnirea cu domnul Bădiv, am stat până azi noapte, până pe la 10 și mi-am calculat alte variante de transport, alte posibilități. Deci, a ne întâlni și a găsi soluții, ne ajută pe toți. Altfel, cât suntem puțini, vom contribui la bugete. Bugetele se vor toca după cum vor decide cei care sunt la împărțit bugetele, dar ele nu se revăd într-o abordare care să crească comunitatea, care să o ajute să se dezvolte. Partea aceasta de parcuri industriale, vă vezi că colegii mei, cei 5 care au plecat inițial, au o părere despre un loc anume, despre o zonă anume. Trebuie să găsim, să ajutăm, să găsim, să le punem ideea în funcțiune. Deci, indiferent cum ar fi, vor fi niște costuri care trebuie să le facem. Deci, cu siguranță vor fi luate în calcul, dar ca să putem intra în profunzimea, să intrăm pe tehnic, noi trebuie să găsim soluția de unde plecăm, cum plecăm, care e forma juridică și de aceea suntem astăzi adunați aici, ca să putem să ajungem la un numitor comun, să vedem ce formă juridică se poate da și după aceea să putem să facem adunări publice. Ca să... din cadrul Consiliului Județean, care efectiv să... Avem direcția de proiecte. Noi suntem pregătiți în acest fel, dar de aceea suntem adunați astăzi aici, ca să ascultăm părerea fiecăruia, să vedem de unde pornim, ce presupune și care e traiectoria pe care trebuie să mergem. Am înțeles că doriți să interveniți. Și domnul Strătilă Șerban, da? Vă rog. Da, îmi doresc să fie un dialog și nu un monolog, pentru că așa putem să... Aveam trei scurte chestiuni. Unul, l-am ascultat domnul Răușanu, împreună cu domnul Strătilă, eu am fost 7 ani în Consiliul Executiv, directorul executiv la FIBEC și am încercat să facem la turma de la FIBEC, nu se poate. Pe vechi amplasamente sunt mult mai multe probleme decât soluții. Domnul Strătilă știe că am încercat să facem sinergii cu tot felul de firme, în special italiene, care trebuie să fie convinse în niște anumite condiții. Ați spune că vorbea cu mine, dacă și-a la Șerban, că nu era invitată pe cealaltă. Și ca urmare, pe vechile platforme, de asta și mecanica cea glăutului stă, pentru că pe vechile platforme sunt probleme de mediu, sunt probleme de vulnerabilitate a utilităților, sunt probleme de standarde, pentru că atunci când au venit partea străină, sigur ce funcționa, ce nu au venit cei gândesc cu standarde euro-atom, care se potrivea cu standardele rusești care erau existente la noi. Și atunci, sigur că de aici nu am putut rezulta o anumită sinergie. Și atunci, sigur, a căzut ideea. Deși noi ne-am luptat, că era benefic și pentru noi, și pentru Lichin, și pentru cei care făceau un pic de atmosferă în zonă. Deci asta ar fi o chestiune. Cea de-a doua chestiune este că n-ar trebui să gândim un parc ăsta industrial ca numai pentru alții. Pentru că eu nu știu alții cum sunt, dar, de exemplu, discutând cu Mihai Bărliva, și vă spun în cazul nostru, el are în piatra, nu s-ar se extinde, pentru că piatra este scumpă ca locație. Un asemenea parc industrial îți generează o rezervă dacă ai o oportunitate de business. Eu, de exemplu, am o firmă cu niște finlandezi în care facem izolație celuloză și țin un spațiu de 3000 de metri pătrați, o clădire de 500 de metri pătrați, 800 de metri pătrați, pe care o încălzesc, dar eu am nevoie de 200. Pe urmare, n-aș merge pe ideea că noi construim ca să atragem. Și noi avem nevoie. Sigur, poate asta avem nevoie domnul Chiobăr, care are o platformă destul de mare și o poate reloca cum dorește. Dar sunt mulți dintre noi care vor fi pe această platformă. Aceasta era o doua chestiune. Cea de-a treia chestiune este, eu propun ceea ce spunea și domnul Apoc mai devreme, pentru operativitate. Facem un grup paritar, parte privată, administrație publică, că se numește Consiliul Județean, Municipiul Piatra Neamț. Și atunci, cât propuneți dumneavoastră, ați să suntem și noi și începem să lucrăm. E regulă. E regulă. Domnul... Vă mulțumesc, domnule Șerban Strătilă, prezint locul la Stricomotest, este primul cluster textil din regiunea de nord-est a României și singurul. Și unul dintre primele clustere din țară, dar îi funcționează... Altă domnule, altul care funcționează. Da. Care funcționează după modelul descris de domnul director general la Sant,
de acel spirit de Helix, colaborarea între industrie, învățământ, cercetare și autorități locale. Colegii care au vorbit înainte au spus multe din provocările realizării unui parc industrial. Este necesar, nu doar așa ca să avem un parc industrial, ci pentru că avem nevoie de know-how investitorilor care vor veni acolo, avem nevoie de reindustrializarea zonei și avem nevoie să păstrăm aici forța de muncă tânără. Susțin opinia domnului Liviu Negeschi, colegul și colaboratorul nostru, de a face acest grup de inițiativă, că e paritar, că e o altă formă de sectorul privat și autoritățile publice, dar cu niște obiective care, adică să identifice loc, potențial investitor, fiindcă și aici e important ce fel de magnet vom avea în acest parc industrial. Sigur, vor fi și investitori de aici, local, dar ca în orice întreprindere de asta mai mare, trebuie să fie un magnet. O firmă puternică care, mă rog, să dea mai multă credibilitate amplasamentului și seriozitate în la ce se întâmplă acolo. Și în ultimul rând, să identifice sigur avantajele și dezavantajele pe care le avem aici în zonă, fiindcă sunt multe, multe probleme legate de acces, legate de, de transport și de alte, alte facilități. Eu mă opresc aici, sigur, asigurăm disponibilitatea de a participa în asemenea grup de inițiativă cu tot ceea ce știm, ce am văzut și, și cunoaștem și despre ce merge și despre ce nu merge noastră de întâlnire. Mulțumesc! Mulțumim și noi. Domnul Vice Vasiliu. Bună ziua tuturor, salut cu respectuos participanții și mă bucur din suflet că se întâmplă această întâlnire. Chiar discutam săptămâna trecută, cred, cu domnul Popei despre posibilitatea unei astfel de întâlniri. În special vreau să salut cu respect pe dumneavoastră, cei care reprezentați antreprenoriatul din județul Neamț și mă spun de competență. Și așa că spunea, în acolo, într-adevăr, sunteți niște eroi, pentru că rezistați în condițiile în care județul Neamț este, aș spune eu, încorsetat într-un fel sau altul de acest colț al țării, de foarte multe elemente. Și pe baza, pe unele dumneavoastră, majoritatea OAT-urilor se sprijină din punct de vedere financiar, sunteți principalii piloni. Mare parte din lucrurile pe care vreau să le menționez, le-a spus și doamna Bofei, în legătură cu personalul, cu resursa umană. Știți mai bine decât mine că dumneavoastră, cei care aveți angajați, de multe ori și discuțiile pe care am avut cu mulți patroni, se lovesc de lipsa unei resurse umane bine pregătite. Aș pleca de la ideea în care, și pe această temă am discutat și cu domnul Titic și cu domnul Pușcașu, într-o discuție referitoare la posibilitatea creierii unei, unei universități care să cuprindă facultăți specifice zonei noastre, județului nostru. Nu știu dacă s-a discutat în parteneriatul cu inspectoratul școlar, să spun așa, să facem o radiografie a ceea ce reprezintă, din punct de vedere al business-ului, principalele sectoare ale județului Neamț. Adică avem agricultură, dacă mai avem, silvicultură, industria chimică și așa mai departe. Poate plecând de la aceste elemente, apropo de discuția anterioară, putem să gândim, sigur, este un proiect pe mediu, pe timp mediu, nu putem să facem de scurt, dar să gândim această înființare a unei universități în care să pregătim acești oameni, aparte de ceea ce se cheamă școlile profesionale. Cred că de la noastră, cei care sunteți astăzi aici și colegii noastre de branșă, trebuie să rezidă tocmai aceste cereri, ca să spunem așa, în urma identificării a ceea ce înseamnă județul Neamț și împărțirea sa pe profile. Vis-a-vis de autostradă, s-a tot discutat. Eu, sincer, vă spun ca cetățean și preocuparea mea este și ca părinte a doi copii, pentru că nu mi-aș dori să-mi văd copiii când pleacă. Să am colegi, prieteni care, mă rog, au făcut tot ce le stătea putință să finanțeze școlile urmate de copii, dar i-au pierdut la Manchester, la București, la Roma, la, nu știu, eu mi-aș dori să-mi țin copiii acasă, în Piatra Neamț, în orașul ăsta frumos și verde, în care am născut cu toții. Dar temerea mea este că, nu știu dacă se va fi această posibilitate peste 10 ani sau 15 ani, în funcție de vârstă pe care le au. Revenind la autostradă, mi-aș dori poate să văd, repet, nu în cartea de domn politic sau vremelnic, prin funcția asta de vicepreședinte al Consiliului Județean, mi-aș dori să văd o
o idee la care să achieseze toți parlamentarii de Neamț și să mai discutați și de Partidul Piatra Neamț și, mă rog, rămas asta de discuții. Aș fi tare bucuros să văd 5, 6, 7, 8 parlamentari, câți avem? 13, dacă nu știu astăzi, da? Cu tot cu senatori și deputați, să vedem că bat toți la ușa Ministerului Transporturilor sau la ușa Ministerului Fondurilor Europene pentru realizarea acestei autostrăzi. Nu, așa cum spunea și noastră, cred că ar trebui să sărim la un moment dat și peste acest prag politic. Înțeleg și această bătălie, da? Undeva cred că pierdem cu toții, dacă nu dăm mâna. Vis-a-vis de autostrăzi, vis-a-vis de ceea ce înseamnă ieșirea din Bălețul Neamț, într-adevăr este foarte important. Vă informez că Consiliul Județean Neamț are în plan și sunt prins și bani pentru studiile necesare, demararea unui proiect în ceea ce înseamnă strada de la șoseaua Piatra Neamț-Bacău, din păcate pe două benzi și nu pe patru benzi, pentru că asta finanțează astăzi sporul și doamna Sandei ne poate da mai multe elemente. Este o alternativă, ca să spun, la și așa mult îngreunatul drum de la Piatra la Bacău, clasicul pe care dumneavoastră îl știți. Sigur că mă vedeam în timp ce vorbea domnul Strătilă, de parcuri, legislația, la fel. Iar ne ducem la legislativ. Legislația, cred că este absolut descurajantă astăzi pentru societăți și pentru business și nu numai pentru cei care sunt și încearcă să țină pe linia de plutire business-ului în România, ci și pentru investitori externi, care sunt extrem de importanți. La urma urmei, singurele lucruri pe care au rămas de făcut, sau din punctul meu de vedere, sunt fondurile europene, singurii bani pe care astăzi putem să-i aducem din extern pentru a mai putea cumva echilibra, să spunem, lipsa fondurilor din bugetul public și fiecare, al fiecarei unități. Cred că astăzi sunt 3 sau 4 comune mai fericite. Eu văd astăzi primarul, domnul primar de la Săvinești, unde bugetul, să spunem, ar fi mai... punguța aia ar fi mai ok. Și în rest, Tașca, nu știu, poate în zona Romanului, în rest, restul ATE-urilor sunt la pământ din punctul ăsta de vedere. Cam atât, eu mulțumesc. Să dau un răspuns cu domnul. Vă rog, domnul director, poftiți. Voiam să fac o precizare în legătură cu drumurile. Porul finanțează doar drumuri județene și drumuri ocolitoare, nu drumuri naționale. Ceea ce finanțăm pe exercițiul 2014-2020 sunt 4 axe rutiere aprobate de Consiliul Regional. Una dintre ele este într-adevăr între Neamț și Bacău, dar este varianta pe la Mărgineni, deci nu e vorba de drumul național Neamț-Bacău. Dar facem două drumuri județene. Acum e prea târziu să nu mai putem finanța. Poftiți, domnul Vlad. Domnul deputat Vlad Marcoci. Da, vă mulțumesc pentru invitație. Chiar mă bucur să particip la această întâlnire. Jumate-jumate. Jumate din calitate de parlamentar, jumate din altă calitate care vă voi spune imediat. Mă bucur de această întâlnire pe care și eu mi-o doresc să fie practică. Dacă ceea ce au propus antevorbitorii mei, constituirea unei echipe de analiză, un cap la toată problematica, pentru că e clar că sunt doi actori principali în această ecuație, administrația publică și Camera de Comerț, alături de oamenii de afaceri, care ar trebui, pentru că ar trebui să se adune informații într-un loc, să se proceseze și să se rezolve din aspectul, în zona respectivă. De ce vă spun? Aveți dreptate. Și pe mine m-au întrebat, domnule, doriți investiții în județul Neamț. Dar cu cine le faceți? Aveți muncitori? Aveți tehnicieni? Este o problemă mare de tot. Noi ne plângem că nu avem locuri de muncă, dar pe partea cealaltă nu avem personal calificat pentru a avea o industrie nu competitivă, o industrie care să aducă o plus valoare deosebită. E adevărat, sunt și aici la masă reprezentanța ai mediului de afaceri pe care și eu îi felicit. Dar, dintr-un punct de vedere, administrația locală ar trebui să identifice ce feluri de business-uri ar putea să fie făcute în zona respectivă. Spuneam că eu vreau să mai am o calitate, am discutat doar trecător cu domnul președintea Popii, că avem la masă Agenția de Dezvoltare Nord-Est, un partener, zic eu, foarte bun pentru mediul de afaceri, mult mai bun decât AFIR-ul. Îmi pare rău să o spun, am avut o întâlnire care chiar a fost decepționat, care a venit un alt responsabil european și ne-a povestit cu condițiile artificiale.
Deci, se pare că Uniunea Europeană dorește ca noi să nu tragem bani. Adică ne găsim și ne scărpinăm pe spate și de asta felicit atenția Moldes pentru că nu face acest lucru. Sper din toată inima ca organismele pe care noi le avem să influențeze la nivel național. Noi, parlamentarii, putem să interpelăm, dar deși pot lucra efectiv, pentru că poate eu nu sunt specialist în atragere de fonduri europene sau în birocrația europeană, pe cât deși pot să semnaleze la nivel central derapajele care pot exista la un moment dat, că a spus că sunt multe firme care nu mai doresc să acceseze fonduri europene. Deci, vedeți, noi astăzi am avut multe discuții amestecate. Parc, finanțare, administrație publică, interese, toate astea ar trebui să aibă, în opinia mea, un flux, o gândire, cum spunea și domnul primar Chitic, o gândire logică. Sunt structurate niște linii și pe acele linii să vedem fiecare dintre noi cum acționăm. Sar și eu și dau un răspuns domnului vicepreședinte al Consiliului Județean, domnul Daniel Vasiliu, care vă spun toate partidele. Și încep. PNL-ul este cel mai activ pentru obținerea autostrăzii. Dacă să fie mulțumit ceilalți de la masă. Eu vă spun că toată lumea nu este nimeni neinteresat de această autostradă. Este adevărat, sunt obiective care depășesc mult obiectivele noastre politice, ne depășesc și pe noi, din nefericire, în momentul de față. Și, într-adevăr, fiind mai mulți și presând de pe partea economică, de pe partea mediului de afaceri, de pe partea politică, de pe partea administrativă, poate va da Dumnezeu într-un timp să avem și noi acea autostradă sau acest drum de la Bacău, care, într-adevăr, apar la momentele electorale și e bine că apar și atunci, când ne sunt subiecte dragi nouă. Vreau să sintetizez, să vă rog, domnule președinte Popel, că până la urmă vă spun, chiar dacă dumneavoastră v-ați exprimat o intenție și am să vă dau din vorbă, deși nu e corect, ați spus că v-ați săturat să tot faceți lobby și rezultatele să nu fie pe măsura așteptărilor dumneavoastră. Sper să nu micșorați ritmul. La un moment dat ați spus că v-ați cam plictisit de treaba asta. Și venind alături de colegi, să stabiliți un grup de lucru care să stabilească care sunt prioritățile. Vă spun că alături de acest grup de lucru, alături de partea europeană, pe mine mă interesează, și am spus domnul președinte, să vin cu partea chineză, să vin cu partea rusă, eu sunt de altă latură, așa, și e bine să fim de gândiri multiple. Eu las mai puțin Uniunea Europeană în perioada următoare și am să mă ocup mai mult de chinezi. Ca așa vreau eu. Sunt la masă alți colegi care vor să facă alte lucruri. Toți vom încerca să punem un pai în această dezvoltare. De ce spun acest lucru? Pentru că la un moment dat, din ce am observat la această discuție, sunt multe dorințe, dar nu prea știm de unde să ne prindem. De unde să ne apucăm, nu? Și atunci cineva trebuie să ne arate calea, linia și să formeze o locomotivă și după aia vagoanele se vor așeza într-o anumită loc. Vlad, e mai bine să încep cu Harașul Eta, Harașul Eta. Mulțumesc, domnule deputat. Domnul Chiobar. Bună ziua, mă numesc Chiobar Aurel. Susțin, evident, tot ce au spus cei de față vorbitori. Aș vrea să lucrez puțin tabloul realității în care ne aflăm, a județului Neamț, în special al orașului Piatra Neamț. În raport cu județele poate județe ale țării, noi având activități în marea majoritate a vestelor țării, obligatoriu periodic și foarte des sunt obligați să fac comparații, mergând pe stradă, în contact cu diverse organizații de producție, de vânzare, în fine. Ceea ce este remarcabil, îngrijorător, în ultimii 10 ani de zile, este că județul acesta, în special orașul, cu care, sincer, nu puteam mândri acum 10 ani de zile, acum arată destul de îngrijorător față de alte județe. Avem contacte cu firme colaboratoare. Ne deplasăm la ei, se deplasează la noi. Noi ajungem în zona lor, observăm evoluții pozitive.
pozitive, bineînțeles. Ei se deplasează la noi, observă chestiune la în general. Domnul Apopei a prezentat mai devreme un 10.000 de angajați. Am înțeles corect? Ai încălzit de oraș sau de județ? Este curat. Ce înseamnă că sunt 100? Nu știu. La firmele care depun pe bilanț, 10.887 angajați salariați în județul Neamț. Vorbesc în mediul privat, nu în public. Cel mai mare angajator este stat. Deci noi suntem într-o proporție de 658-62. De 48 cu 62. Aici, 38 cu 48 cu 52. Aveți o cifră pentru angajații la stat, doamna Popei? Cum? Aveți o cifră pentru angajații la stat? Care ar fi proporția? Mai spun că 10.000 și ceva de așa. 52 pe 10.000. Deci 52% sunt la stat la nivelul lunii decembrie anul trecut. 12.000. Deci 20.000 de angajați în județul Neamț de 400.000. Nu cred că sunt 400.000, cred că sunt mai puțin. Deci, puțin așa era INS-ul. Da. Oricum, arată foarte, foarte rău tabloul. Orașul Piatra Neamț este organizat, a fost organizat de la începutul secolului ca un oraș cu scopul principal de a asigura serviciile administrative ale statului, școli și susținere pe sănătate. Bănesc și rolul de centru de nod de comunicații. Sigur că și le asigură și acum. La o calitate mult mai proastă. Dacă mergeți în gara din Piatra, nu vine să plecați. Chiar dacă ea a fost modernizată, este practic pustită. E pustie. Nu mai are o activitate în fine. Pe unde te uiți, arată de exteriorul orașului, arată dezolat, ce să vă spun. Dacă orașul mai merge așa, comunitatea mai merge în continuare, în același ritm de a consuma, de a consuma relații, de a consuma produse fabricate în alte părți, pe principiu că ne avem salarii și ne împrumutăm ca să consumăm și așa mai departe, cred că în 10, 20 de ani, 30 de ani, dar cred că este mult, cred că se va depopula, iar funcția orașului de a susține administrativ o economie, neavând economia la bază, funcția orașului va dispărea. Pur și simplu. Așa văd eu problemă. Drept urmare, la întâlnirea care am avut-o cu domnul Dragoș Chitic și cu cei care au fost pomeniți mai devreme, am zis să începe totuși de undeva. Adică dacă 20 de ani de zile doar s-a consumat, să încerce comunitatea locală la imperativul, la strigătul nostru, să rămân așa, imperativ și ultimativ, că noi avem treaba noastră, în fine. Nu o să repetăm de foarte multe ori ce considerăm că ar trebui. Nu avem viziunea de ansamblu pe care are șeful ADR-ului, pe care are șeful Consiliului Județean, pe care au primarii, pe care are domnul Apopei. Eu nu am, pur și simplu. Pur și simplu văd ceea ce se întâmplă în jurul meu. Și nu se întâmplă deloc lucruri bune. Ar trebui să începem de undeva. Și am zis că dacă trecutul ne spune că în Piatra Neamț au putut să existe trei platforme mari care angajau, cred că peste 20.000 de angajați, cred că am putea încerca, am putea să ne gândim că în viitor s-ar putea cumva repeta, sigur, nu neapărat cu același tip de industrie și nu neapărat cu 20.000 de oameni, poate mai mulți, poate mai puțin, dar ceva ar trebui să existe agregat, cumva cu scop de exemplu că se poate, cu scopul de a ne păstra o parte din copii aici și nu am la părță străine prin țări străine dezrădăcinați. Cam asta ar fi, eu știu, un mare argumentație pe care noi am avut-o când am discutat cu domnul Dragoș Chitic. Sigur că și domnul Apopei are dreptate. Dom'le, e mai important astăzi de acum o autostradă. S-ar putea să aibă dreptate. Este important și un parc industrial. S-ar putea să nu fie popular într-un an, doi, trei. Dar consider că datoria de acum este să nu încercăm să prioritizăm. Timpul este prea prețios. Comunitatea trebuie să facă investiții. Investiții bune. Și una dintre ele reprezintă la o școală bună, școli sunt. Modul în care domnul Apopei a căutat să folosească prevederile legale ca să reușească să pornească. O să vedeți ce o să iasă peste 3 ani de zile, nu?
Dar sămânța a fost pusă. E aceeași sămânță s-a dorit să fie pusă și pentru un parc industrial și pentru o șosea, o șosea de legătură. Nu știu acum. Unii sunt interesați spre sud, probabil mai mult spre vest și foarte puțin spre est. Acum se pune problema în ce direcție ar trebui să fie această șosea. Sigur, pentru legături bune și investiții străine care în viitor ar avea putere de exemplu, nu ne-ar aduce nouă foarte mare avantaj, dar un exemplu că se poate și în orașul Piatra Neamț să existe o firmă străină, o firmă germană sau franțuzească sau, în fine, occidentală, ca să vadă și alte firme din orașul Piatra, cum ar trebui să arată o întreprindere, ce condiții de muncă sunt create acolo, cât se câștigă, cât se muncește, nu? Ei, exemplul acesta nu există în Piatra Neamț, în general, în toată regiunea Moldovei nu prea există investiții străine. Cam atât am avut eu să mulțumesc. Mulțumesc, mulțumim. Domnul senator Catar. Mulțumesc. Întâi vreau să-i felicit pe inițiatorii acestui proiect. Mulțumesc, cred că acum sunt auzit, da? Mulțumesc pentru invitație. Îi felicit pe inițiatorii acestui proiect. Și aș vrea să fiu, prima dată vreau să răspund ca senator, să continui discuția care a început tot domnul Vlădăț Marcoci. Nu vreau să justific activitatea parlamentarilor, dar vreau să justific ineficiența. În sensul că nivelul de așteptare al acestei șosele de viteză sau autostrăzi este foarte mare și nu vreau să vă las dezamăgiți că, spunându-vă că nici nu suntem măcar în programul de dezvoltare, în master planul trimis la Uniunea Europeană și asta pentru că județul Neamț și în special Moldova nu a avut niciun membru în guvern, care să reziste mai mult de 6 luni. Aveți exemplul moartea găinilor 6 luni, transformatoarele iarăși. Deci ne este foarte greu să ajungem, să penetrăm acolo unde se trasează, unde se taie pâinea. Cu toate astea, colegii mei și indiferent de culoarea politică, ori de câte ori avem posibilitatea, ridicăm problemele la unison ale județului. Și acum aș vrea să trec la... mi-e greu să mă separ, dar încerc ca om de afaceri. Sunt sigur că pot vorbi mult mai bine alți oameni consacrați de afaceri, dar eu aș vrea, pentru că mi-a venit ideea, să o spun, să este bună inițiativa, însă pentru a începe cu dreptul, eu aș spune că nu trebuie să așteptăm un an, doi, trei, să clădim construcția, autostrada până la sediu unității respective. Eu cunosc cel puțin 2 clădiri în municipiul Piatra Neamț, care ne-ar deservi pentru a ne organiza în ateliere și a începe această activitate, întrucât dacă trece timpul, pierdem și startul și poate pierdem și curajul care l-au avut inițiatorii. În ideea asta, văzându-ne deja organizați pe aceste ateliere, am putea identifica potențialul județului și deja mă refer la potențialul apei potabile pe care îl oferă și altele și să luăm exemplu și Japoniei care nu are resurse minerale, dar s-a putut organiza altor popoare care prin comerț s-au dezvoltat în istoria lumii. Noi am putea, plecând de la aceste idei, să ne organizăm și să începem întâi cu pragmatism și după aceea cu, eu știu, cu tăieri de panglici, de sedii și de spații. Mulțumesc! Dacă nu știu. Poftiți! Încă o dată un apel. Noi cei din mediul de afaceri avem firme. Nu ne
trebuie să ne producem oameni, să investim acolo, să producem, că altfel murim dacă nu producem. Am făcut doar această, eu cel puțin și am înțeles foarte corect că de mersul domnului Ciobor. Am dat un semnal. E un semnal aproape de alarmă, e un strigăt de al nevoii de a face ceva. Dacă consumăm timpul cu lucruri care sunt generale, le știm, le rostocolim de alte zile, va fi foarte greu să facem. Să facem un lucru de care să beneficiem în final. Master Planul pe transport este tot o inițiativă pe care tot mediul privat a dus-o din mână în mână și singurul județ cu 588 de ștampile în original puse pe masa ministrului transportului, premierului, președintelui țării și șeful Comisiei de Transport din Camera Deputaților. Deci le-am dat solicitarea noastră, a județului. Trebuie să fie folosită. Mai departe, din cele patru domenii de activitate pe care le-am sintetizat până acum, sunt câteva lucruri care sunt cu grad de repetitivitate, de cele sunt comune. Nu mă refer mult la multe dintre ele. Dar faptul că județul Neamț este singurul județ, nu, Piatra Neamț este singura capitală din regiunea nord-est cu demografie negativă. Faptul că tot ce înseamnă investiții în logistică și în investiții, noi dacă vedem o fotografie din avion și aici domnul Chioc are perfectă dreptate, se opresc la apul carpatic. Se opresc la apul carpatic din considerente de costuri de transport. Deci dacă vedem de sus tot ce sunt hale noi, sunt așa ca o salvă pe arcul Carpate și pe granița de vest. Pentru noi nu găsim. Deci am avut investitori care, cei cu volane pentru Mercedes, Audi și BMW, au venit, i-am dus prin tot județul Neamț, n-am găsit unde să relocheze, că au întrebat de ce să vin aici. Și n-au găsit un răspuns mulțumitor, s-au dus la Arad. Și funcționează la Arad cu 400 de locuri de muncă. Deci noi trebuie să găsim răspunsul la această întrebare. De ce să fie județul Neamț, destinații pentru investiția mea. Pentru investiția noastră. Și cu asta închei, din cele patru întâlniri, am întâlnit patru lucruri care pe mine, unul m-au speriat. Mi-a dat un semnal de alarmă puternic. Deci două familii de tineri, cu afaceri în zona transport, service, auto, deci două, și unul din procesarea produselor alimentare, aceia sunt în jur de 40 de ani, primele două familii, și cel din industria alimentară, de 61 de ani, își doresc să-și revoce firmele în altă țară sau în altă zonă a țării. Pe lângă migrația noastră de forță de muncă în afara țării, există și o migrație foarte puternică din Moldova spre Transilvania. Deci, astăzi am avut la poartă scooter care solicita tapiceri pentru o fabrică din vestul țării. Asigură cazare, loc de muncă și salariu motivat. Deci este o problemă. Deci avem o problemă prin faptul că oamenii care au investit aici își doresc să se revoce la ceva. Nu ne mișcăm repede și nu vedem ce se întâmplă în jurul nostru, vom contabiliza că nu mai avem ce să punem în prima parte a unui buget. Și rugămintea la, din tot din aceste față, domnule Bănelu, domnul Drăgușanu știu că le citește, domnul Marcoș le citește, ceilalți, domnul Munteanu la fel, mi-au văzut că au o inițiativă mare parlamentare. Au o rugăminte și avem și noi o rugăminte, acum și o fac publică. Haideți să încercăm o invenție nemaipomenită. Dăm legea odată cu normele de aplicare. Știți ce așteptare este pentru astfel de abordare? Pentru că sunt legi care au creat și nu vorbe de aplicare, se pierde sensul legii, se pierde tot efortul dumneavoastră ca să reglementăm ceva. Am reglementat, rămâne suspendat în aer. Și atunci cheltuim resurse pentru a face un ce? Nimic. Un lucru care noi nu mai putem aplica, nu putem beneficia de el. Și cei mai rău, că sunt norme care denaturează sensul legii sau o fac și mai greu de aplicat de către noi. Mulțumesc tare mult! Este foarte greu, domnul Ambovi, nici pentru asta mare cum s-a făcut. Vă rog să-mi permiteți o întrebare. În ce măsură Estul poate deveni o alternativă la afacerile derulate în județul Neamț? Să înțeleg că faptul că România este membra Uniunii Europene
suntem vădubiți într-un fel sau altul de legislație, de încorsetarea legislației. Aparte de ceea ce spuneați și este foarte corect, efectiv, Carpații sunt parcă ca o graniță, impropriu spus, dar acolo se opresc majoritatea investițiilor din vest. Atunci nu ne putem reorienta în est? Iertați-mă, nu știu, întreb, în ce măsură se poate? O să vă răspund. Vă rog. Eu cred că suntem vădubiți de, hai să spunem, neincompetența noastră, de inerția noastră. Și dacă vreți să vă dau un exemplu, dacă tot am discutat până acum, haideți să luăm exemplu vecinilor noștri. Parcul industrial de la Bacău. Parcul Hemeniuș. Eu vă spun în calitate de participant la dezvoltarea acestui parc. Vreau să spun că în 2010, când am fost prima dată în parcul ăsta, aveau aproximativ 5.000 de metri pătrați de construcție și 20 de angajați. În momentul de față, au 30.000 de metri pătrați de construcții și 1.200 de angajați în 5 ani. Și întreba domnul Apopie, ce se poate face în est, că noi nu știm să facem nimic. Ei bine, la Bacău se fac componente auto pentru BMW, Renault și pentru industrie de automotive. Se poate. Totul este să începem odată. Ecuația este foarte simplă. Parcul industrial de la Bacău, pentru că cunosc problema de acolo, s-ar fi dezvoltat și mai mult în domeniul privat dacă autoritățile locale nu ar fi întârziat legislația de punere în posesia terenurilor pentru ceilalți investitori care trebuiau să vină acolo. Deci, ați înțeles problema. Eu am întrebat pentru est, unde ați spus BMW și Ford. Mă așteptam să spuneți Volga și Craz. Nu. Deci business-ul din est, tot ce înseamnă ceea ce spunea și domnul deputat Marcoci. Hai să ne orientăm totuși că blocul ăsta are mai multe părți. Nu știu în ce măsură se poate blocul ăsta. Dar cu ce, domnule, se poate? Aș putea să răspund eu la această întrebare, domnul Vasileva. Ce? Cred că, în primul rând, avem nevoie de infrastructură. Cred că toți care se deplasează vor drumuri bune, vor posibilități rapide de a se deplasa și de a-și rezolva problemele. Cred că, în primul rând, avem nevoie de legi bune care să ne încurajeze. Eu cred că fiscalitatea este foarte mare, chiar prea mare, prea împovărătoare pentru noi. Dar este aceeași de toată țara fiscalitatea. Absolut. Absolut. Nu justifică asta. Absolut. Așa este. În primul rând, cred că ar trebui să încurajăm potențialul care ne-l oferă județul Neamț. Și aici trebuie să avem în vedere potențialul turistic și economic, unde avem o materie primă asigurată, dar care nu se folosește așa cum ar trebui să-i dăm valoarea care meritau. S-a distrus, hai să spunem, parc industrial, sau cum știu, nu știu cum să-i spun, unde a fost Pamex-ul, am trecut pe acolo, era totul dărâmat, era totul, mă întreb, terenul ăla nu se poate folosi pentru un parc industrial, cred că sunt vreo 7-8 hectare acolo. 20. Mă rog, așa. Cred că ar trebui, în primul rând, agenții economici să fie uniți. Să fie uniți, să colaborăm mai des și să comunicăm mai mult. Și cred că ar trebui să avem chiar dintre agenții economici, cei care se mișcă, ales un, să se spune, un patronat, făcut un patronat și care să ne reprezinte cu adevărat acolo unde trebuie. Și cred că aleșii noștri din Parlament ar trebui să vină mai des, să ne consulte și să facem aceste adunări mai facile. Pentru că ei sunt cei care sunt mesagerii noștri, care cunosc problemele, sunt aleși de noi. Și care trebuie să ne rezolve problemele noastre. Și în alt ordine de idei, cred că aleșii locali, cred că și ei au un rol foarte important, care ar trebui să sprijine orice inițiativă. Vede pe cineva că vrea să investească, bă, ce vrei să facem asta? Hai să te ajutăm să ducem toate utilitățile, să te ajutăm să obții toate aprobările mai repede, că și nu se prea întâmplă așa ceva. Pot să dau un exemplu, dacă nu vorbesc prea mult și mă plictisesc. A fost o situație care am dezvoltat-o chiar noi în Consiliul Județean, un coleg de-al meu, cu tot respectul
o să spun și numele, dar am să mă abțin totuși, care a susținut să nu se facă o investiție la un cetățean din Dărmănești, Olarul sau ceva de genul ăsta, nu știu cum îl cheamă, că nu-l cunosc. Vrea să facă o sală de sport, un teren de sport, o piscină, ceva de agrement, cu banii lui. Și nu i s-a aprobat o cuplățică de teren, cu toate că eu am fost unul de cei care au insistat, să poată omul investi. Deci, cred că trebuie să dispară acest egoism și această modalitate de a se dicta de sus ce trebuie să facem jos. Noi de aici, între noi, trebuie să ne sfătuim, să hotărâm și să ne ajutăm. Deci să fim uniți. Domnul Pașa, cu tot respectul, am adresat o întrebare, sigur, mulțumim pentru completările de rigoare. Eu mă aștept să-mi răspundă chiar un om care se încadrează în cei 10.000 de... un angajator din cei 10.000 de muncitori pe care îi spunea domnul Popei. În ce măsură vă puteți reorienta business-ului către este? Care este problema? Deci, în primul rând, o să încerc să vă răspund eu. În primul rând, ca să-ți orientezi un business către este, înseamnă să definești business. Deci, negustor, comerciant, să ești producător. Dacă ești negustor, comerciant, ar trebui să fie puțin mai lesne, dar trebuie să fii bun. Adică să ai de unde să cumperi și să ai unde să vii. Spre est, înțeleg că vă referiți la piața este, că după granița noastră, Țărul Republica Moldova, spațiu este. La investițiile lor aici, fără și. Să investească ei la... Dacă vreți, fac eu un competiție. Eu personal sunt extrem de reticent la investiții din asta în România, așa am știut subiectul. Mulțumesc. Haideți să lăsăm un pic pe domnul senator Bumbo. A vrut să intervină de foarte multe ori. Sau dumneavoastră și... Doar un minut vreau să vă spun. Vă dau și un exemplu pentru răspunsul dumneavoastră. Suntem o țară din Uniunea Europeană, respectăm legislația Uniunii Europene și acum am să vă dau exemplu. Domnul premier a invitat o delegație din China la noi. Am avut o întâlnire parlamentară, eram foarte entuziasmați toți, după care a căzut în disgrația Uniunii Europene. Răspunsul îl înțelegeți dumneavoastră. Mulțumim. Poftiți, domnul senator. Mulțumesc. Încerc să fiu foarte pragmatic, să se poate. Nu este domeniul meu de competență profesională, dar pot să vă împărtășesc din ceea ce am trăit. Parcuri industriale, și revin la subiect, am văzut foarte multe în Statele Unite, în Areal B, între San Francisco și San Jose. De fapt, zeci de maile numai cu parcuri industriale. Vă rog să mă credeți că era un parteneriat, m-am interesat în mod deosebit, un parteneriat public-privat, respectând principiul repartizarea echitabilă a beneficiului, în care publicul intervenea cu terenul, eventual, de multe ori nu, intervenea cu infrastructura. Dar infrastructura dusă până la sistem de epurare propriu închis în acel parc industrial. Supus licitației, un grup financiar, un om de afaceri, diferite surse de bani, începea să construiască sute și mii de locuri pentru sute și mii de firme, de fapt. Hale adaptabile, modulate, în care am văzut de la societăți care reglau motoarele pentru mașinile de curse alea deosebite, până la prelucrarea marmurei, granitului, a lemnului sau altceva. Dar era investiție particulară, nu era a statului, decât administrația locală, nici printr-un program, ca să fac precizarea, decât în cadrul parteneriatului, administrația locală intervenea cu infrastructura și revin ca beneficiar al beneficiului, al ceea ce se realiza. În rest, a da vina unii pe alții și a analiza mediul economic de acum încolo sau de până acum, eu zic că nu știu cât e de productiv, mai ales că noi avem înclinația asta de a fi filozofi. Am înțeles că un gest de disperare a Consiliului Județean în această direcție, adică hai să facem ceva.
Eu vă mai amintesc ceva, în privința legislației. Acum 2 ani sunt cosemnatar al unei inițiative legislative în care prima persoană care a semnat-o a fost domnul Ilie Sârbu, cu directă sau direcționată spre parcurile industriale. Și prin această lege a trecut și direcționată de Camera Deputaților, greu, e adevărat, retrimisă la comisii, dar sunt create foarte multe facilități, inclusiv scutiri de taxe, să nu greșesc să nu spun de impozite, dar de taxe, și chiar se impuneau unele societăți comerciale unele obligații pentru a crea facilități. Vă spun că sunt condițiile create, așteptăm propuneri legislative, dar vreau să vă atrag atenția, pentru că sunt semnatar sau autor a peste 200 de inițiative legislative, se fac foarte greu cele care trec, pentru că mai ales în domeniul ăsta implică foarte multă legislație existentă, care trebuie ori abrogată, ori modificată, ceea ce este ce reprezintă un demers aproape imposibil. Eu zic că dacă vă hotărâți, nu neapărat Greenfield, sunt atâtea instituții dezafectate, în care îi putem lua parteneri pe cei care le țin în stand-by terenurile, eu zic că dacă vă hotărâți repede, fără aștepta proiecte, ce pur și simplu Consiliul Județean să inițieze proiectarea, eventual intervenția ulterioară în privința construirii infrastructurii specifice din acel loc, eu zic că și mediul de afaceri se va orienta. Și vreau să menționez cu această ocazie că domnul Apope este vicepreședinte a Camerei de Comerț, Camera de Comerț care știm foarte bine ce reprezintă, este din ce în ce mai puternică ca forță, nu neapărat ca număr. Și eu zic că parteneriatul este semi-realizat. Intenția este a tuturor, eu zic că trebuie inițiat repede un proiect.